Bună ziua, dragilor, și bun găsit la dragul online. Tot așa am să lăsăm și pregătire pentru perfecta asta. Și geometrie se face, da? Da. Geometrie. Te rog să formulezi o problemă, să vedem. Se consideră triunghiul ABC. Deci, în importanță, avem triunghiul ABC. Măsura unghiului A egal cu 90 de grade. Deci, regulă, măsura unghiului A egal cu 90 de grade. Măsura unghiului C egal cu 30 de grade. Așa. AB egal cu 6 cm. AB. Dacă AB egal cu 6 cm. Mă mic, locul segmentului BC. Cum zice, mâna aparține lui BC. Dar nu oricum este el pe BC. Adică MB congruent cu BC. MB congruent cu MC. Așa, cât MB, hai să zic așa, MB egal cu egal cu MC, ca logine. E la acolo. Așa. Pe mijlocul lui AM. Pe aparținere a mă, dar nu oricum, așa încât. Așa încât P-A este congruent cu A. P egal cu P, mă. Da? Așa cu P, mă. Cum se citea paralel sau? Și P-Q paralel cu AB, da? PQ paralelă cu PQ paralelă cu A, B. Și Q aparține... Q aparține... Nu se vede aici, pe coaie, se vede doar... Îți facem pe până și ne dăm seama. Da. Deci Q aparține lui... segmentului a ce mai fi acolo, o să vedem noi. Da. Pe urmă, Q aparține lui A. Asta e toată ipoteza, da? Da. Amin. Desenați o figură conform enunțului. Desenați figură. Bine. Arătați că triunghiul AB este echilateral. Triunghiul AB este echilateral. Și aflați lungimea segmentului PQ. Ce? PQ egal cu PQ. PQ egal cu PQ. Lungimea segmentului PQ. Bun. Punem la treabă. Mai întâi să desenăm figura. Adică, ce se face? Un triunghi, dar care are un unghi din orizontal, cum se cheamă? Nu. Un triunghi care are un unghi din orizontal se cheamă triunghi dreptunghic. Poftim. Da? Un triunghi dreptunghic. Ia vă rog, aici. Lasă mai de-aia. Da. Bun. Deci, un triunghi dreptunghic, care are un unghi de 90 de grade. Uite așa. Noi putem lua și așa, putem lua și așa, putem și lua și așa. Dar o să luăm întotdeauna unghiul drept în sus. Ai tu o linie cu linia, pe colțul linii poți să gândești să faci un triunghi dreptunghic. Uite așa. Așa și așa. Da? Deci, iată și acum. Uite seama, un triunghi dreptunghic, dar nu îl fac isoscel, adică să nu fie egale. Că atunci, dacă sunt egale, unghiul că sunt de 45 de grade. Da. Dar zici că are un unghi 60 de grade, deci am una din catete mai multe. Cam așa, să zic.
iată, luni un aha, în care unii mai de 90 grade, așa e o problemă, ce e de 30 de grade, cam asta este ce, asta este dus, be, suma un gheorul nu e plus că facă problemă. Ei, și ăsta dacă l-a făcut de 30 de grade, ăsta e de 60 de grade, nu? Da. Vezi, 60 și 30, 90. AB e de 6 cm. Să zicem că AB e de 6 cm. Și până în momentul de față, am spus o parte din elementele din ipoteză. Dar n-am terminat fibra cu toate. Mâna aparținului BC, încât e la mijlocul de BC, nu? Da. Mă, mijlocul de BC. Deci, o să măsurăm, ea are 5 și loc 2 și jumătate. Am acest mult mijlocului BC. Bun. Mijlocului BC. Până aparțin la mână, deci unde pe acum, când ziceam mă, deci unde pe acum, mă, și pui este pe amă, dar nu mă tu, ci la mijlocul lui amă. Iată să zicem că aici este pus. Iar Q aparține, nu știam mai cui, așa că BQ e paralelă cu AB. Adică prin B ducem o paralelă la AB. Ce înseamnă paralelă? Oricât ne-am prăjit, nu sunt fără niciodată. Altfel spus, trebuie să fie perpendiculară aici. Cum e perpendiculară pe AC, am dus, duc și partea perpendiculară și iată, am dus în felul ăsta pe Q. Q acum îi zice că e paralelă cu AB. Q aparține, cred că lui BC, zic și eu. Nu știu, nu dau seama. Poate să fie și a lui A, nu știu cât. Dar cert este că mi-a zis că PQ e paralelă cu AB. Nu? Așa a scris. PQ e paralelă cu AB. Dacă am descoperit problema, o să meargă bine. Dacă nu, îmi pare rău, va trebui să vedem ce improvizăm. Mai întâi, desenați figura conform enunțului, conform ipotezei. Am făcut lucrul aici. Punctul B. Să arătăm că triunghiul MAB, MAB, este echilateral. MAB, B, este echilateral. Păi, ca triunghiul echilateral, toate laturile au de aceeași lungime. De aceeași lungime. Deci ca să arătăm că e triunghi echilateral, trebuie să arătăm că toate laturile au aceeași lungime. Și dacă BA are 6 cm, atunci ar însemna că și AB are 6 cm. Nu, noi trebuie să demonstrăm asta. Deci nu știm că e echilateral. Deci în clipa asta avem decât o singură informație. Că AB ar fi ca mărime de 6 cm. Da. Dar nu știm că trebuie echilateral. Tocmai trebuie să arătăm asta. Trebuie să muncim pentru chestia asta. Da. Ei, ca să fie triunghi echilateral, ce ar trebui să vă spunem? Ai spus mai devreme? Toate laturile au aceeași măsură. Toate laturile au aceeași lungime. Sau mai putem arăta să fie... Sau au unghiurile mai... Toate unghiurile de... Toate unghiurile de 60 de grade. Sau două din ele. Sau două. Dacă două sunt de 60 de grade, al treilea vine de la sine de 60. Că împreună fac 180. Da. Deci dacă mai am arăta, nu știu prin ce împrejurare, că unghiul de aici ar să fie egal cu unghiul de aici, să zicem și noi așa, dacă apărea ta, semn de întrebare. Atunci ar însemna că triunghiul ăsta până la ce fel de triunghi este până la el, fiind are două unghiuri așa de la baze egale,
ar însemna că trebuie este Iisus cel. Că Domnul Iisus cel are două laturi legale, deci laturi este legale, dar mai are trângul Iisus cel, deci este două egale, are și lungurile se trabață egale. Da? Deci are laturile egale, dar și unghiuri la bază egale. E, în clipa asta, vreau să văd cum reușesc să arăt că unghiurile astea sunt egale. Al treilea vine de la sine. Da. Dacă este 60-60, și ăsta vine 60. Dacă trebuie să fie echilateral. Eu mai știu că unghiul ăsta de câte grade este el așa. De 30 de grade. Deci unghiul ăla e de 30 de grade. Ce este dreapta asta care numește vârful cu mijlocul altului opus? Mediană. Este mediană. Da? Da. Așa am vorbit de el. Mediană. Da. E, mediana dusă dintr-un unghi, dintr-un dreptunghic, dusă de aici, este jumătate din toată ipotenuza. Deci mediana dusă din unghiul drept este jumătate din ipotenuză. Adică am e cât BC pe 2. Cât jumătate din BC. Și cu M la mijloc înseamnă că AM este cât BM. Și dacă AM este cât BM, ce fel de triunghi este? AM. Iisus cel. Și Iisus cel cu mânt de 60 de grade devine echilateral. Și punctul B ar fi făcut. Dar mai vedem încă o dată. În ce a constat problema în frumusețea ei? Hai să redactăm asta, zicea. Mă
urmează în partea ipoteza, asta a fost toată concluzia, și demonstrația. La demonstrație vom spune. Triunghiul, deci fie triunghiul MAB. Da? Triunghiul MAB trebuie să arătăm că el este echilateral, da? Nu, de la prima citire nu avem demonstrație. De aceea plecăm de la informația cu mâinile în mijlocul lui BC, cu BM egală cu MC, nu? BM egală cu MC, rezultă că AM este cine? AM median. Da? Median. Și dacă AM e median, și triunghiul este dreptunghi și măsura unghiului B, A, C, e din 90 de grade, da, măsura lui B, A, C, egal cu 90 de grade, atunci din cele două, mediana dusă, asta se cheamă, mediana dusă din vârful unghiului din 90 de grade, ea este jumătate din ipotenuză. Rezultă că A, M este egală cu BM și egală cu MC. Deci toate trei, AM cu BM și cu MC, toate trei sunt egale. Deci, în clipa asta, AM este cât BM și cât MC. Da? Subliniem acest lucru. Dar dacă AM este cât BM, nu am fost la două resurfie, AM e cât BM, ce rezultă de aici? Că într-un triunghi care două laturi sunt egale, ce fel de triunghi este din chestia asta? A, triunghiul, deci triunghiul A, B, M, triunghiul A, B, M, isoscel. Și un triunghi isoscel care are un unghi de 60 de grade, ăsta, deci era o problemă. Deci unghiul ăsta, A, B, M, unghiul A, B, M, egală 60 de grade, rezultă de aici că triunghiul isoscel cu unghi 60 de grade devine echilateral. Deci rezultă că triunghiul luat în discuție, e vorba de triunghiul M, A, B, M, A, B, e echilateral. Deci punctul care este acolo rezolvat? Punctul B, da? Da? Sub punctul B. Și acum să vedem C-ul. Trebuie să arătăm PQ. Pentru asta, zicem, cum P e mijlocul lui A, deci cum A, F egală cu V, M, AP egală cu V, M. Și PQ paralelă, PQ paralelă cu A, B, M. Ce este A, PQ în condițiile astea? PQ. Linie. Mijlocie. Deci rezultă PQ, linie, mijlocie. Și atunci, ia, linia mijlociei e jumătate din latura la care ai dus. Rezultă că PQ este egală cu AB sub latura. Și egală cu AB de câte era de 6 sub latura și egală cu 3 C de 10. Și punctul C este și el făcut. Să vedem încă o dată. Ideea e importantă. Două sunt momentele importante. Dar toate sunt modificate din ipoteză. Adică s-a dus A, nu ne spune că e mediană, dar noi trebuie să știm asta. Cine unește vârful cu mijlocul decât mediană?
Și mediana în triunghi dreptul ghidusă din vârful drept este jumătate din ipotenuză. Deci este jumătate din toată ipotenuza. Dacă ar fi să ducem fig A, M, B, M, și M, C, ai fixat un cerc, cercul ăsta trece exact prin gât A și C. Prin punctele acestea, triunghi este înscris. Iar B, C devine, devine diametru. Încât M, C, și M, A, și M, B, se trasă. Deci, aceste lucruri odată pentru punctul B, iar pentru punctul Q, pentru punctul C, că PQ capătă calitate de linii mijlocie. Trece prin mijlocul ăsta, taie și pe BM, tot la mijloc. Dacă afară că taie la mijloc, iar PQ e plasat neapărat la mijloc, mărimea lui PQ este jumătate din A, B. Da? Hai să vedem și o altă problemă, mai acolo. Vezi ce se întâmplă la geometrie? Îți dă niște informații și pe baza informațiilor respective și a cunoștințelor care le avem acumulate, trebuie să facem problema respectivă. Deci asta este manevra pe care o facem. Sunt aceleași. Deci mediana, mediatoarea, sectoarea și din orice vârf, mai am duciu, se suprapune. Bun. BD și C e media, mediana. BD, BD și? C e. C e mediana. Da. Mediana. Adică, până la noi, tocmai, m-am spus mai devreme, deci și înălțim și mediatoare și departe, adică perpendicular, e minunat. Calculați perimetrul de aparținerului ACM. Sigur că da. De aparținerului ACM. De aparținerului AB. Aparținerului AB, da. Și C, DC egal cu 3 cm. DC știu că este egal cu 3 cm. Calculați perimetrul triunghiului ABC. O singură întrebare, nu? Nu, sunt ABC. A, prima întrebare, da? Calculați perimetrul triunghiului A. Încă o dată? Triunghiului ABC. A, B, C. Triunghiul de la început. Bun. B. Demonstrați că BD este congruent cu CD. Că B? B. B? B, D. Da. Este congruent cu CE. Congruent. Cu CE. B, D, CE. Arătați că triunghiul B, O, C este isoscel. Punctul CE, da? Da. Triunghiul B, O, C isoscel. Aici mai zice O este egal cu B2 intersectat cu C. Unde O egal cu punctul O este B2 intersectat cu C. Așa. Deci o să desem un triunghi lateral. Asta înseamnă că este o parte de un triunghi care are toate unghiurile de 60 de grade. Da.
și toate lucrurile care, cum se destinează cel mai ușor? Cel mai ușor spune un segment. Și dacă avem compas, în locul unde deschizătura compasului, exact dimensiunea laturii acestea, asta, și transcriem în alte cercă. La fel schimbăm și în partea asta și transcriem în și în alte cercă. Unii s-au întâlnit cele două arce, e vârful celălalt al trilogului. Și iată așa, așa, B, C, triunghiul echilateral, A, B, C, toate laturile egale. Da? Aproximativ la fel. Te vezi cum am făcut eu? Cu compasul, deci, în desgătura, am trasat și partea noastră, mai este triunghiul A, B, C. Deci, în mod normal, zice, vreau că se așa, A, B, C. Mai departe, asta vreau în partea cea. Partea cea, triunghiul echilateral. Zice B, D, median. B, D. Într-un triunghi e așa. Mediana punește, știm bine, vârful cu mijlocul. Dar surpriza mare aici este că e 90 de grade aici. Deci, punem vârful cu mijloc, exact mijlocul. Și asta este punctul de vârf. La fel, ce e, ce e, deci ce cu e, și iarăși, 90 de grade, ce e. Ei, în clipa asta, am făcut tot ce mi-a zis Nicodese. Și că O este punctul de intersecție al gândului cu ce e. O. Asta de aici. Ce spune problema? Aici nu prea ți ieși 90 de grade din cauza că nu ai luat triunghiul echilateral. Și pe D nu le fixat exact la mijloc. Dacă măsori ce știi cu ochiul, mi-au spune că nu-i. În milimetru 2, acolo trebuie să vezi. Dreptate? Da, un milimetru sau doi era mai pic mai sus și de aceea. Vezi ce înseamnă unghiul amortificat? Să fie perfect acolo. A trebuit și în partea asta. Fii din același motiv, fii că mai construit unghiul cu foarte multă grijă. Bun. Mai știu că de ce? De ce? Ca mărime este 3 cm. Oare ai putea să afle, dacă știi pe de ce, de unde este pe ace, unde este situat eu pe ace? La mijloc. Mijloc, de-aia e median, nu? Da. Și atunci, dacă de ce e de 3 ace, ca să știi. Da. Pe peste. Trei. Tot AC-ul? Tot AC? A, nu, 6. 6, sigur că da. Deci asta e tot pe 3. Deci toată asta este de 6 cm. Da. Ei, cât este perimetrul triunghiului? Hai să zicem. Deci cum? Punctul A pentru punctul A, cum redactă? Zicem B de median. B, B, median. Rezultă, rezultă că CD este cât de A. CD egal de A. Și cum CD este dat în ipoteză 3 cm, rezultă din asta două că AC, toată AC, este de două ori. Centimetri și face 6 cm. Deci AC este de 6 cm. Și iată cum am găsit-o pe AC toată.
Și atunci perimetrul triunghiului ABC de la fi. Perimetrul triunghiului ABC. Sigur că da, asta plus asta plus aia, da. Deci cum zicem de sub un triunghiul A, B, C e echilateral, înseamnă că toate laturile sunt egale, adică ce înseamnă că A, B, egal cu B, C, egal cu C, A, și egal cu 6 cm. Și atunci perimetrul triunghiului ABC va face de perimetrul triunghiului ABC va fi 18. 18 cm. Dar punctul B. Trebuie să arătăm că BD este cât CE. BD este cât CE. Cum crezi că vom arăta? BD, în ce triunghi intră? În D, B, C. Hai să ne cerăm o problemă. BD, B, C. Fixăm triunghiul de D. Și... De ce e între ce triunghi? În ce e B? Ce e B? Ce e B? Ce putem spune despre cele două triunghiuri? B, D, C și ce e B? Unghiul D este congruent cu unghiul E pentru că... Sunt diagonale egale. Așa. Dacă A, C e congruent cu A, B și cu așa. B, G, da. Înseamnă că și E, B, e cu jumătatea. E jumătatea lui A, B. A, B, care e congruent cu A, C și înseamnă că e 3 cm, E, B. Sigur că da. Și E, B, cât de ce, nu? Da. Deci, în clipa asta, tu ai observat că cele două triunghiuri, triunghiul verde și triunghiul roșu au pe DC cât e B. Ce mai au cele două triunghiuri? Un punct comun. Nu văd niciunul comun. Ceva comun au, dar ce au comun? Punctul O. Ai, nu. O, e pe o latură. Asta e. BC o vedem și în triunghiul verde și în triunghiul roșu. Deci au o latură comună, da? Da. Și mai au și DC cât e B. Da. Despre DB, fiindcă ai două laturi. Iată, aici eu focusăm foarte mult atenție, fiindcă latura asta și aici latura asta la triunghi. Ce unghi ți-ar trebui ție ca să fie un caz de congruență? Latura obligatorie. Așa, care unghi e obligatoriu acum? Ce? Unghiul ce? Ăsta așa, să le spune, da? Tot unghiul ăsta, dintre unghiul verde, ar trebui să fie, ca să fie latura obligatorie, cu triunghiul celălalt. Celălalt triunghi, cine a spus că ar fi? BC este component și DC, mi-ai spus tu, că este cât e B. Da. DC cât e B, adică o să desenez un două verde, că am 62 de astea. E, care nu e acum, ți-ar trebui să fie obligatoriu? B. B, unghiul B. Deci neapărat unghiul B trebuie să intre în discuții, pentru că el este unghiul dintre cele două laturi, ca să ne, să spunem, avem latură, unghi, latură comună. Se dă cazul laturii în latură. Dar nu știu dacă unghiul ăsta îl fi cât ăsta. Nu știu. N-am nimic de spus. El face parte din ce triunghi? Unghiul ăla din ala. Triunghiul A, B, C, nu? Da. Ce spuneam de triunghiul A, B, C? Care toate laturile era. Și? Numai două? Toate.
60 cu 60, la 180. Da. Deci triunghiul lateral are parte latură egală și toate unghiurile egale și de 60 de grade. Da. Deci unghiul de aici este de 60 și asta de 60, adică la 3. Da. Deci, odată, toată latura aceea era tate și atunci jumătățile sunt jumătățile, sunt egale. Latura B cei copune, a unghiul C și unghiul B de 60 de grade și e plasată în latură, unghi, latură. Și conform acestui caz de congruență, triunghiurile situate în discuție sunt congruente. Da. Deci, zicem și noi, și dacă sunt congruente, toate elementele celelalte, trei, pot fi congruente. Și un element este ăsta. Da. Adică de ce și dincolo? Ce e? Ce e? Și gata. Deci, spunem și noi. La demonstrație zic, fie triunghiul. Zic, care triunghiul? Triunghiul. Și triunghiul. Ce e B. Ce e B. Despre cele două triunghiuri putem spune că au. Cele două triunghiuri au. Unghiul de e congruent cu unghiul de e. De? Nu mai este adevărat, dar nu ne mai frământă. Ce de e congruent cu e B? Dacă aș fi mers pe ideea ta cu D, care e la capătul lui de ce, și cu E, care e la capătul lui E, B, și mai aveai și că E, de ce este cât e pe și aveam și venea în unghi, latură, unghi. Deci așa și cazul ăsta. Dar noi ne-am făcut să gândim de ce e comună, așa, ne-am dus la latură, latură. Așadar, putem părăsi ideea și unghiul de 90 de grade și spunem că au ce? Ce de congruent cu E. Ce de egală cu E, cu E, B, de acord. Dar vă puteți spune că e congruent? Ce de? Da, putem spune. Congruent. I-am spus că e care și am zis că alungime. Da. Când am spus segmente, zicem congruent, da? Ce de congruent cu E, B. Unghiul ce congruent cu unghiul B. Ce cu B. Așa. Deci unghiul C, măsura lui C, puteți zice așa, măsura lui C, egală cu măsura lui B, și egală cu 60 de grade, de unde vine asta? Egală cu 60 de grade, din ipoteză. Din ipoteză cu fost dat triunghiul, de care triunghiul a fost dat acolo, triunghi echilateral. Ce mai au cele două triunghiuri? Câmpul la latură comună. Ce? De latură comună. Și conform cazului de congruență care? L-ul. Triunghiurile care le-am luat în discuție sunt ce fel de triunghiuri? Triunghiul când este congruent cu triunghiul cât e B, cu cât e B, da? Triunghiul cât e B, congruent cu triunghiul cât e B. Și triunghiurile fiind congruente, rezultă că toate elementele celelalte sunt congruente. Dar pe noi ne interesează doar de B. Congruent cu cât e. De B, congruent cu ce e B. Ce e? Cu ce e? Și atât, asta era punctul de aia. Și acum, punctul C la problemă, trebuie să arătăm că triunghiul BOC, BOC, este isoscel. Ia să vedem cum arătăm că BOC este isoscel. Știm că triunghiul că e congruent cu unghiul. Deci ce știm că?
ori să mai spunem și ce rate e. Pentru că noi ne-am mărginit să spunem că DB e cât ce e. Și ne-am oprit. Dar mai era și chestia asta, că unghiul de aici, altul unghiul ăsta, dintre unghiul verde, și de pe trei litere. C-B-D. E congruent cu B-C-D. Cu B-C, B-C. D. B-C, de roșu. De, deci, a, B-C-E. B-C-E, da? Da. Deci hai să vedem și asta, și de desubt. Tu spune, deci, unghiul verde, din triunghiul verde. Ce?